Horațiu Țepeș a crescut Bill Castile de la 0 la 30 de milioane de euro cifră de afaceri și de la 0 la 160 de angajați în doar 8 ani, susținând o rată medie de creștere de 40% în ultimii 5 ani. În acest moment, unul din 4 acoperișuri care se vând în România este Bilga, firma fiind lider pe sectorul rezidențial și țintind sectorul industrial de hale. Cum poți ajunge lider de piață la doar 35 de ani, cu multă perseverență, muncă și corectitudine, toate cuplate cu viziune antreprenorială? Bilga este o companie românească înființată în anul 2007, atunci am plecat de la 2 angajați, iar în prezent la 8 ani distanță suntem la 160 de angajați și în poziția de lider al pieței de acoperișuri din România. În prezent producem sisteme complete pentru acoperișuri și materiale pentru hale industriale.